În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, voi da citire din viețile Sfinților pe luna ianuarie, ziua a doua, cu viosul Serafim de Sarov. Acest mare mărturisitor al luminii Sfântului Duh s-a înălțat ca un astru deasupra pământului rusesc la 19 iulie 1759, în epoca în care spiritul așa numit al luminilor invada Europa și Rusia, pregătind deja din depărtare timpurile întunecate ale ateismului și persecuției religioase. Fiul al unor negustori cucernici din orașul Kursk, el a crescut în smerenie și dragoste față de biserică și a avut parte la vârsta copilăriei de arătarea Maicii Domnului, care l-a vindecat în chip miraculos. La 17 ani, părăsi lumea cu binecuvântarea mamei sale și intră în mănăstirea Sarov, unde a devenit repede un model de ascultare și virtuți monahale. Îndeplinea cu bucurie și zel toate sarcinile, chiar cele mai obositoare, pentru folosul fraților, postea pentru a înfrânge pornirile trupului și își păstra ziua și noaptea mintea ațintită la Dumnezeu cu ajutorul rugăciunii lui Iisus. După câtva timp, el s-a îmbolnăvit foarte grav și, în ciuda durerilor, a refuzat ajutorul medicilor, cerând numai acel leac unic, care este potrivit celor ce au părăsit cu totul pentru Dumnezeu, Sfânta Împărtășanie. Când, crezându-se că va muri, i-a fost adusă merindea cea sfântă pentru calea din urmă, preasfânta Maică îi apăru în mijlocul unei atotputernici lumini, însoțite de Sfântul Apostol Petru și Ioan Teologul, arătându-i-l pe tânărul novice, ea le spuse, acesta este din neamul nostru. Puțin după aceasta se însănătoși cu totul și construi o bolniță pe locul acelei apariții minunate. La capătul a 8 ani de ascultare ca frate în mănăstire, a fost dus monah primind numele Serafim, în paranteză, înfocat arzător, nume care îi spori și mai mult zelul în a urma pe acești slujitori netrupești ai Domnului, care ard de dragostea pentru el. Hirotonit diacon, el petrecea noaptea întreagă în rugăciune, înainte de a săvârși dumnezeiasca liturghie și sporind fără încetare în sfintele nevoințe. Domnul îi dărui ca răsplată nenumărate clipe de extaz și mângâieri duhovnicești. Fiind îndrumat cu grijă de cei mai înaintați în vârstă și înțelepciune, el nu a căzut în păcatul slavei deșarte, de care este pândit cel ce se bucură de darurile lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ele l-au făcut să se smerească și mai mult, învinovățindu-se pe sine în tot timpul și căutând și mai mult singurătatea. La puțină vreme, după hirotonirea sa și după moartea duhovnicului său, el a primit încuvințarea de a se retrage în singurătate în adâncul pădurii, la 6-7 km de mănăstire. Aici el își făcu o colibă de lemn, înconjurată de o mică grădină pe o colină, pe care el a numit-o Sfântul Munte, gândindu-se la Athos. El petrecea acolo toată săptămâna, întorcându-se la mănăstire numai duminicile și zilele de sărbătoare, stăruind în rugăciune, citirea Sfintelor Scripturi și chinuindu-și trupul pentru a plăcea Domnului. Orice ar fi făcut, își păstra mintea înălțată la lucrările lui Dumnezeu. Era cu totul lipsit de orice pângărire. Nu se îngrija deloc de trup și suporta cu răbdare asprima iernii și nevăliile insectelor vara,
fericit că poate fi astfel părtaș la suferințele Domnului, dorind să-și curățească sufletul. Căra mereu în spate Evanghelia grea, numind-o povara lui Hristos, și se ducea în anumite lucruri din pădure pe care le numise după locurile sfinte Betleem, Iordan, Tabor, Golgota, citind acolo pericopele evanghelice corespunzătoare. El rătrăia astfel în mod intens, în fiecare zi, viața și patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Meditația continuată pe textul Sfintei Scripturi, pe textele Sfintei Scripturi, nu-i dăruia numai cunoașterea adevărului, dar și curățenia sufletului și străpungerea inimii. În așa fel încât, în afara dumnezeieșilor slujbe, făcute la ore fixe și în afară de miile de îngenunchieri de fiecare zi, el era în stare să se roage fără încetare, având mintea unită cu inima. La început se hrănea cu pâine primită de la mănăstire, apoi numai cu roadele grădinii sale, dar putea foarte bine să se lipsească de tainul său pentru a-l împărți animalelor care veneau la coliba sa, mai ales unui urs uriaș, dar ascultător ca o pisică. Văzând viața sa atât de plăcută lui Dumnezeu și atât de apropiată de cea a netrupeșilor puteri, dușmanul de totdeauna al neamului omenesc, diavolul, ars de invidie, porni asupra pusnicului obișnuitele lui atacuri, gânduri de slavă deșartă, zgomote infernale, apariții înspăimântătoare și celelalte. Viteazul ostaș arunca toate acestea prin rugăciune și semnul crucii. Cum războiul gândurilor se întețea tot mai mult, Sfântul hotărâi să se lupte ca stârnicii de odinioară. El petrecu 1000 de zile și 1000 de nopți pe o stângă în picioare sau îngenunchiat, repetând fără încetare rugăciunea vameșului: Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Astfel el a fost eliberat pentru totdeauna de lupta gândurilor. Dar diavolul nu s-a dat bătut și a trimis trei tâlhari care, furioși că n-au găsit pe sărmanul monah banii la care sperau, l-au bătut cu ciomegele și cu dosul unui topor, lăsându-l pe jumătate mort, cu totul însângerat și cu oasele rupte. Cu toate că avea o constituție robustă, Sfântul Serafim nu a încercat nicio clipă să se apere și s-a lăsat cu totul în voia lor, cu gândul că altfel se făcea părtaș suferințelor Domnului. În starea de plâns în care se afla, a reușit totuși să se trăiască până la mănăstire, unde după 5 luni de suferință a fost vindecat în chip minunat printr-o nouă apariție a Maicii Domnului, asemănătoare celei din timpul uceniciei sale în mănăstire. A rămas totuși gârbov până la sfârșitul vieții sale și nu se putea mișca decât cu mare greutate, sprijinindu-se într-un toiag. Această infirmitate l-a făcut să urce o nouă treaptă, pe scara vieții lui îndreptate spre cer, și să înceapă din 1807-1810 lupta tăcerii în deplină singurătate. Odată însănătoșit, se reîntoarse în pustia sa și, nemai putând veni la mănăstire cu regularitate, cum făcea înainte, el încetă cu totul să mai vorbească cu oamenii. De fiecare dată când întâlnea pe cineva în pădure, îi se închina până la pământ, fără a scoate un cuvânt, rămânând așa până când omul se îndepărta. El a reușit astfel să-și păstreze mintea înălțată la Dumnezeu, fără întrerupere și fără abatere. Între timp, egumenul mănăstirii muri și unii călugări au început să se arate dușmănoși față de Sfântul Pusnic, acuzându-l că s-a despărțit de comunitatea cu biserica. Până la urmă i-a poruncit chiar să se întoarcă în mănăstire. Sfântul s-a supus fără nicio împotrivire și s-a stabilit într-o chirie strâmtă, unde a început o nouă etapă a vieții sale ascetice, recluziunea.
adică închiderea cu totul în chilie. În antreul chiliei a pus un sicriu în care se ruga, iar în chilie, unde nu intra nimeni niciodată, nu avea decât un sac cu pietre drept așternut, un trunchi de copac drept scaun și o icoană închipuind-o pe Fecioara Mângâietoare, numită de el Bucuria Bucuriilor, în fața căreia ardea în permanență o candelă. El trăia astfel într-o tăcere completă, sporind un trai aspru, citind și interpretând în fiecare săptămână întreg Noul Testament, rugându-se fără încetare, cu inima priveghind și având drept martori ai deselor extaze și răpiri în duh ale minții sale numai pe îngeri și pe sfinții din cer. La sfârșitul a 5 ani de retragere totală, deschise ușa chiliei, lăsând să intre pe cei ce voiau să-l vadă, dar fără a rupe totuși legământul tăcerii, chiar când era vorba de vizitatori importanți. Apoi, în 1826, Maica Domnului Ivesic a sosit vremea să părăsească tăcerea și el început să le împărtășească semenilor din roadele experienței sale ascetice, mai întâi călugărilor pe care îi îndemna la stricta respectare a regulilor monahale și la zel desăvârșit în lucrarea lor pentru mântuire, apoi și mireniilor care sosiseră în număr din ce în ce mai mare. După ce s-a făcut părtaș de bunăvoie patimilor mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, timp de 47 de ani, trăind în asceză absolută, trecând pe rând prin starea de viețuitor în obște, sihastru, stâlnic și zăvorât, acest bătrân mic de satură, înveșmântat în alb, înconvoiat cu toiagul său, s-a întors între semenii săi, plin de har și lumina Sfântului Duh, pentru a îndeplini slujirea duhovnicească superioară a sărăției spirituale și a devenit pentru tot poporul rus un adevărat apostol, martor și propovăduitor al învierii. Ușa chiliei sale era deschisă oricui până noaptea târziu. Îi saluta vizitatorul cu veselie zicându-le: "Bucuria mea, Hristos a înviat!" Dovedea o bucurie cu totul specială față de păcătoșii care veneau la el pocăindu-se, ca fiul risipitor care se întoarce la tatăl. Blândețea sa neobișnuită înmuia inimile cele mai aspre. Umilința sa îi smerea pe cei mândri, făcându-i să verse lacrimi de copil. Pentru cei mari, ca și pentru oamenii din popor, chilia sărmanului Serafim era asemenea un pridvor al cerului. O convorbire cu el sau o simplă binecuvântare deveneau adevărate întâlniri cu Dumnezeu, capabile să schimbe cu totul sensul vieții lor. Datorită darului înainte vederii, el cita în inimile păcătoșilor, dezvăluind cele ce ei nu îndrăzneau să mărturisească, răspundea la scrisori fără a le deschide și știa să dea fiecăruia sfatul, mângâierea, încurajarea și mostrarea de care aveau nevoie. Predat cu totul voiei lui Dumnezeu, el le spunea fără multă cercetare primul cuvânt pe care Dumnezeu îl descoperea și acesta era totdeauna cel mai potrivit pentru ei. Mila lui izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu, care era în el, se revărsa asupra tuturor. A vindecat în chip minunat pe mulți, ungându-i cu uleiul din candela sa și dându-le să bea din izvorul numit mai apoi Puțul lui Serafim, aflat în apropierea mănăstirii, în pustia cea apropiată, unde îi plăcea să-și petreacă după amiezile. Îi se aduceau atâtea cereri de rugăciune pentru morți și vii, încât era cu neputință să-i pomenească pe toți. De aceea aprindea pentru fiecare o lumânare, chilia sa fiind mereu încălzită și luminată de sute de flăcări, închipuind sufletele credincioșilor. Dumnezeu i-a acordat de asemenea darul profeției
Și el a prezis cele viitoare atât pentru anumiți oameni cât și pentru țara sa, ca războiul Crimeei, foametea și groaznica încercare care a răvășit biserica și poporul rus un secol mai târziu. Dar el își ascundea din smerenie profețiile în dreptul unor cuvinte tainice, astfel încât ele nu erau înțelese decât după împlinirea evenimentelor. Marele proprietar Motovilov. Motovilov a scris în, este scris despre el, o să vedem acum, care fusese vindecat în chip minunat de omul lui Dumnezeu și care devenise mai răvnitor ucenic al său, îl întrebă într-o zi: care este scopul viețuirii creștine? Părintele Serafim răspunse: dobândirea Sfântului Duh pe care îl primim dacă îndeplinim faptele de sfințenie cerute de biserică și mai ales prin rugăciune. Și fiindcă interlocutorul său cerea să-i spună mai precis ce este harul Duhului Sfânt, starețul îl strânse brusc în brațele sale, îl privi drept în ochi, fața lui deveni dintr-odată mai strălucitoare decât soarele la miază zi și îi zise cu putere: privește-mă, prietene al lui Dumnezeu, și nu-ți fie teamă. I-am cerut Domnului din adâncul inimii să te facă demn de a vedea cu ochii tăi trupești păruria Sfântului Duh. Și iată, ai devenit ca și mine cu totul luminos și te-ai umplut și tu de harul Sfântului Duh, căci astfel n-ai putea să mă vezi în această lumină. Ce simți? Motovilov a răspuns: liniște, o pace de nespus. Inima mea s-a umplut de o bucurie inexprimabilă. Ce încă? O căldură și o mireasmă pe care nu le-am simțit vreodată. Această mireasmă este buna mirosire a Sfântului Duh, răspunse Sfântul. Și această căldură nu este din afară, că suntem în plină iarnă și pădurea din jurul nostru e acoperită de zăpadă. Ea este în noi după cuvântul Domnului. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Această minunată întrevedere dură mai mult timp și la sfârșitul ei, Sfântul îi ceru ucenicului său să o pună în scris și să o transmită lumii. Manuscrisul lui Motovilov nu s-a găsit mult, n-a fost găsit decât mult mai târziu, în 1903, în preajma canonizării lui Serafim. El a cunoscut de atunci o răspândire impresionantă. Îl găsiți pe internet, unde scrie despre convorbirea Sfântului Serafim cu Motovilov. Este textul, e mai lung decât ce scrie în viața lui. Este tot, toată discuția între ei. Este un ultim cuvânt, un testament plin de lumină și nădejde, pe care profetul de la Sarov l-a lăsat Rusiei și întregii biserici, cunoscând încercările ce vor fi în timpurile din urmă. În învățăturile sale sfătuia adesea: bucuria mea câștigă Duhul Păcii și atunci mii de suflete se vor mântui în preajma ta. Această pace interioară pe care el o dobândise, cu prețul atâtor trude, se răspundea în preajma lui ca bucurie și lumină. Și iată că Sfântul Serafim nu a lăsat urmașilor săi o învățătură, ci mai curând un model de viețuire. Pe când era numai diacon, fondatoarea mănăstirii din Diveevo, situată la câțiva kilometri de Sarov, i-a încredințat părintului Serafim conducerea duhovnicească a opștii sale abia înființate. De-a lungul întregii sale vieți, el s-a purtat ca un părinte cu fiicele sale duhovnicești. Cu toate dificultățile economice, opștia a sporit repede. Sfântul Serafim a organizat-o după regulile stricte ale vieții de opște, dându-le drept urmar cuvintele: în tot timpul să aveți mâinile ocupate cu lucru și buzele cu rugăciunea. La porunca Maicii Domnului, el a mai înființat o a doua mănăstire, zisă a Morii,
în care viețuiau fiicele sale duhovnicești cele mai sporite, cărora le-a dat o regulă de viețuire având în centru rugăciunea lui Iisus. Din nefericire, după moartea staresului, diavolul a țesă un călugăr pismaș și intrigant, care se strădui din toate puterile să ruineze numele și lucrarea Sfântului Serafim. El închise moara, călugărițele fiind supuse multor strâmtorări și necazuri. Odată, cu puțin timp înainte de săvârșirea călătoriei pământești, Serafim ceru să vină o călugăriță de la Diveevo și, acoperind-o cu rasa sa, îi spuse: Maica Domnului va veni acum la noi. Curând se auzi un sunet asemănător unui vânt violent în pădure. Apoi cântări bisericești. Ușa se deschise singură și chilia fu brusc inundată de lumină și de o mireasmă delicată. Sfântul căzu în genunchi și Maica Domnului apăru urmată de doi îngeri, însoțită de Sfântul Ioan Teologul și de 12 sfinte fecioare mucenițe. Călugărița a căzut la pământ, înspăimântată de moarte. Dar Sfântul Serafim a stat drept, vorbind duios cu împărăteasa cerurilor, ca și cu un prieten. Ea îi făgădui să aibă mereu în grijă sa pe surorile din Diveevo și, dispărând preasfânta fecioară, îi zise: Iubite Serafim, în curând vei fi cu noi. Rămas singur, staresul îi mărturisi călugăriței că este a 12-a vedenie de care Domnul i-a făcut parte. A ajuns la vârsta de 70 de ani, suferind cumplit de pe urma rănilor, dar neslăbind cu nimic în lucrarea sa, Sfântul Serafim vorbea din ce în ce mai des despre apropiata lui moarte, cu bucurie și cu fața strălucind de lumină. La 1 ianuarie 1833, după ce s-a împărtășit, el s-a închinat la toate icoanele din biserică, aprinzând în fața fiecăreia o lumânare și i-a binecuvântat pe toți frații zicând: Lucrați pentru mântuirea voastră, vegheați, cununile vă sunt pregătite. Apoi, după ce merse să-și vadă mormântul dinainte pregătit, se închise în chilie și, îngenunchind și cântând imnele învierii, își dădu Duhul în mâinile lui Dumnezeu chiar în aceeași noapte, în seara de 1-2 ianuarie. Tot poporul din împrejurim se strânse la înmormântarea sa și chiar și după moarte, omul lui Dumnezeu a continuat să viziteze și să îmbărbăteze fiii duhovnicești prin numeroase apariții și vindecări minunate, astfel că evlavia poporului drepădincios nu a încetat să sporească cu toate împotrivirile vrăjmașilor. Lupta sa a fost încununată prin canonizarea care a avut loc la 19 iulie 1903, în prezența familiei imperiale, a numeroși ierarhi și a unei mulțimi de sute de mii de persoane venite de prin toate părțile Rusiei. Aceasta a fost ultima manifestare a unității de suflet a poporului rus înainte de marea încercare ce avea să fie. Moaștele sale, purtate atunci în procesiune, au făcut multe minuni. În anul 1926, bolșevicii le-au confiscat și s-a pierdut urma lor. Prin pronia divină, ele au fost regăsite în 1991 în depozitele Muzeului Ateismului din Sankt Petersburg. După ce au fost recunoscute, cum se cuvine, aceste moaște prețioase au fost duse la mănăstirea Diveevo într-o măreață procesiune ce a străbătut marile orașe ale Rusiei, mișcând inimile poporului rus spre renaștere și credință și întoarcere la Dumnezeu după 7 decenii de pregoană ateistă. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfârșit și